Bonjour! Pentru că suntem siguri că aveți încă multe întrebări și curiozități, echipa Campus France cu Mani continuă și astăzi seria de mituri legate de studiile în Franța. Mitul cu numărul 4 este acela că admitirea este dificilă. Haideți să-l demontăm împreună! În funcție de nivelul de studiu și de instituția de învățământ superior la care doriți să vă înscrieți, trebuie să urmați procedura corespunzătoare. Pentru înscriere, studenții europeni urmează aceleași proceduri ca și studenții francezi. Doriți să candidați în primul an al unui program de licență? Nimic mai simplu. Studenții români care doresc să se înscrie în primul an de licență la o instituție de învățământ superior din Franța, trebuie să candideze prin intermediul platformei Parcoursup, unde își vor crea un dosar. Platforma dispune de un motor avansat de căutare care selectează programele de studiu și universitățile disponibile în funcție de criteriile și de preferințele aplicante. Admiterea se bazează pe o scrisoare de motivație și pe mediile din clasele A11-a, semestrul 1 și al 2-lea, respectiv din semestrul 1 al clasei a 12-a, iar elevul poate alege 10 formări, optând la final pentru una singură. Pentru cei interesați de modă, design, muzică, arhitectură, platforma CampusArt reprezintă portalul pentru înscrierea la o filieră artistică în Franța. Aceasta regrupează peste 100 de instituții care propun programe în domeniul artei. Vă gândiți să vă înscrieți la universitate din Franța în al doilea sau în al treilea an de licență, la masterat sau la doctorat? Trebuie să știți că înscrierea nu necesită nicio procedură particulară și nici obținerea unei vize, ci doar trebuie să luați direct legătura cu instituția vizată pentru a face o cerere de înscriere. Vă invit să consultați catalogele Campus France pentru a obține coordonatele instituțiilor care vă interesează. Am ajuns, iată, și la finalizarea înscrierii. După ce candidatura dumneavoastră va fi acceptată, vă veți finaliza înscrierea la instituția gazdă înainte de începerea cursurilor. Înscrierea definitivă va consta într-un volet administrativ, adică completarea dosarului, respectiv într-un volet pedagogic, mai exact alegerea unui cursus și a unor opționale. Bon courage, égalisez votre rêve!